Salutare, dragilor! Eu sunt Florentin Gheorghe și dacă te afli pe acest canal, înseamnă că te interesează aspecte legate de educație și asta e bine. Avem nevoie de oameni ca tine, oameni interesați de aspecte serioase, altele decât muzică, divertisment, politică, bune și ele, dar cu măsură. Astăzi ne bucurăm de prezența domnișoarei psiholog școlar Lavinia Niță. Consider că este invitatul perfect pentru această discuție. Lavinia fiind formată în psihoterapie cognitiv-comportamentală, este psihoterapeut și psiholog clinician în supervizare. Bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Lavinia, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Îți mulțumesc și pentru această invitație. Mărturisesc că este prima oară când apar într-un astfel de vlog. Sper să nu fie nici ultima. Să știi că apreciez foarte mult ceea ce faci. Sunt colegă cu Florentin de un an și are niște idei foarte faine, inițiative foarte faine. S-a remarcat foarte ușor în mediul școlar și mă bucur foarte mult că m-ai invitat să fiu astăzi aici. Îți mulțumesc și eu. Lavinia, aș vrea să abordăm un subiect tare delicat, cu care mulți elevi din școlile din România se confruntă, care este totuși destul de neglijat sau tratat superficial și considerat de multe ori tabu. Aș vrea să vorbim despre copiii gay, fie că sunt fete sau băieți, și aici ne vom referi la toate minoritățile cuprinse sub umbrela LGBTQ. Discuția de astăzi se va canaliza pe coordonata afectivă atitudinală care trebuie formată la copii în școală. Dacă în vlogurile anterioare m-am ocupat de latura cognitivă, astăzi vreau să abordăm această latură emoțională, afectivă, da, care este destul de neglijată la copiii în școală. Dacă mulți profesori își fac foarte bine treaba în ceea ce privește prezentarea conținuturilor materiilor pe care le predau, această coordonată afectivă atitudinală care ține de emoțiile copiilor, de formarea personalităților, de dezvoltarea lor ca cetățeni, de conduită, este tratată superficial sau deloc, din păcate. Însă sunt sigură că nu este rea intenție, ci aș spune că un lucru important care determină acest fapt este determinat de faptul că avem un curriculum foarte încărcat, se pune accentul foarte mult pe note, pe, cum spuneai și tu mai devreme, pe partea aceasta cognitivă și prea puțin pe partea emoțională. Deși sunt foarte multe studii care arată că inteligența emoțională are mai mare impact asupra succesului, mult mai mult decât IQ-ul sau coeficientul de inteligență. Tocmai de aceea vreau să abordăm acest subiect. N-aș vrea ca această discuție să aibă un caracter ideologic, nu încercăm să impunem păreri, ci încercăm să ne raportăm strict la o situație de criză cu care mulți elevi din școlile din România se confruntă, elevi care nu sunt în majoritate, însă pentru faptul că nu sunt în majoritate nu înseamnă că trebuie să fie neglijați. Aș vrea să înțelegem odată pentru totdeauna că fiecare persoană contează, fiecare elev în parte. Trebuie să încetăm să ne mai raportăm cantitativ la elevi și la oameni în general. Bun, Lavinia, acum vine partea ta, ți-am pregătit câteva întrebări și vreau să ne ajuți să înțelegem aceste fenomene. I'll do my best. Bun. Lavinia, în primul rând, este o problemă să fii gay? Cred că aici avem cea mai mare problemă în a ști cum să ne raportăm la această situație. Ok, din punctul meu de vedere, nu este ok acest termen, a fi o problemă să fii cumva. Mai degrabă punem accentul pe partea de comportament și mai puțin pe persoană în sine, pentru că de multe ori comportamentul reflectă doar o parte din ceea ce noi suntem, nu ne etichetează pe de-a întreb. Nu cred că, din punctul meu de vedere, nu este o problemă să fii gay. Din păcate, mai ales într-o țară, mă refer la România, într-o țară fost comunistă, într-o țară în care sunt foarte multe influențe religioase, oamenii care sunt gay au tendința să fie priviți ca fiind niște persoane ciudate, marginalizate, sunt neînțelese de către familie, de către prieteni, de către cei de vârsta lor și astfel am putea spune că modul în care noi ne raportăm față de această comunitate nu este cea mai potrivită. Și aș intra un pic mai mult în detalii, dar nu știu dacă este ok, în sensul în care aceste persoane au suferit foarte mult în trecut, în sensul în care au fost trimiși de multe ori în lagăre, în închisori, tocmai pentru a se încerca tot felul de experimente pe ei, pentru a fi aduși la normal. În anii 80, dacă am reținut bine, s-a încercat un fel de reeducare a acestor persoane, au fost trimiși în niște închisori speciale, pe care s-au aplicat foarte multe experimente, s-au testat foarte multe lucruri, vorbim despre electroșocuri, vorbim despre lucruri destul de grave și destul de dificile și dificil de suportat, terapii hormonale și așa mai departe, astfel încât oamenii să-și piardă, să redevină la identitatea de gen care este din punct de vedere biologic.
deși am spus mai devreme că suntem o țară comunistă și cu influențe religioase puternice, încă din cele mai vechi timpuri și numai în România, sunt foarte multe persoane care s-au născut sau și-au dat seama pe parcurs că sunt, au altă orientare sexuală și și-au ascuns acest lucru, tocmai din teama de a fi, de a nu fi priviți ciudat de către, de către societate, v-am zis comunitate, dar societate sună mai bine, astfel încât nu, aceste lucruri nu se întâmplă doar la noi în țară, ci și în alte țări. Da? Pentru că sunt oameni care, nu știu dacă e ok să dau câteva exemple, Michelangelo, de exemplu. Sigur, poți. Și cântărești celebri și așa mai departe, care și-au ascuns această parte a lor, tocmai din teama că vor fi priviți ciudat de către societate. Am înțeles. Dacă aș putea să adaug o altă întrebare aici. Te rog. Se pune problema dacă te naști gay sau dacă devii gay. Aici sunt foarte multe opinii. Exact. Oamenii se tot bat cap în cap și se întrec în argumente. Părerea ta, ca psiholog, care este? Sincer, am citit și eu foarte mult despre acest subiect și, de exemplu, Freud, care este părintele psihanalizei, afirma că homosexualitatea este o dobândită de-a lungul vieții, în sensul în care este influențată de anumiți factori ce țin de mamă, de cum a fost sarcina mamei, de anumiți factori ambientali și așa mai departe. Cu alte cuvinte, nu ne naștem ghi, ci devenim ghi pe parcursul vieții. Sunt studii recente care infirmă acest lucru și spun că homosexualitatea este înăscută și chiar se presupune că este o genă care se numește exact așa. Mai sunt și studii care, din nou, contrazic acest lucru și sunt niște studii făcute pe gemeni care arată că, deși copiii provin din același mediu, se nasc și trăiesc în același mediu, totuși sunt frați, între ei este gay, altul nu este gay. Și atunci încă nu este foarte clar dacă homosexualitatea este înăscută sau dobândită pe parcursul vieții. Însă, indiferent de răspuns, cred că cu toții merităm să fim tratați egali de către societate și atâta timp cât nu facem rău unei alte persoane, este ok să fim așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Apropo de religie și ce am spus mai devreme, Papa Francisc a menționat la un moment dat că el este deschis către comunitățile gay și nu le judecă, nici nu le... Mm-hmm. Da, chiar promovează o carte care se adresează copiilor gay. Super, nu știam pentru asta. Pentru să mai bine, da. Bun, ai menționat câțiva factori legat de faptul că suntem o țară fost comunistă, că avem anumite influențe religioase, însă există și alți factori pentru care societatea românească atribuie acestui aspect calificativul de anormal sau îl asociază cu ceva rău? Cred că noi oamenii avem tendința să asociem cu ceva negativ, ceva ce nu înțelegem. De asemenea, a fi normal, cred că este mai degrabă un construct social, în sensul în care normalitatea este dată de majoritate, ceea ce, nu știu, e contextual, depinde foarte mult de anumite lucruri. Însă, cred că oamenii au tendința să privească cu oarecare scepticism, ceea ce este diferit și ceea ce nu este asemeni celorlalți. Am înțeles. Deci, practic, ceea ce eu nu înțeleg sau ceea ce nu este ca mine, tind să resping. Exact. Bun. De ce crezi că oamenii nu vorbesc despre această problemă? Când spui oamenii, te referi la cei care au o altă orientare sexuală sau te referi la ceilalți? Mă refer la societate în general. De ce nu se încearcă să se înțeleagă oarecum acest fenomen? Să nu mai existe 100.000 de opinii diferite și să se discute la nivel, nu știu, deschis despre ce presupune să fii gay, dacă e bine, dacă e rău, chestii legate de asta. Deci, mi se pare că e totuși un subiect așa foarte tabu. Exact. Oamenii refuză să vorbească. Bine, și cei din comunitate refuză să vorbească, pentru că e clar că iau motivele lor că sunt excluși din societate și că sunt priviți în alt mod, dar mă refer în mare parte la oamenii ca societate. Am înțeles. Cum ai spus tu mai devreme, cred că chiar sexualitatea în sine este un subiect tabu pentru societatea noastră. Însă, cred că este foarte dificil pentru persoane care, o luăm așa, le luăm din ambele tabere, da? Din ambele poziții. Cred că este foarte dificil pentru oamenii care au altă orientare sexuală să facă coming out-ul, pentru că toți vorbesc despre acest moment care este un fel de asumare față de tine însuți, față de cei din jur, că ai o altă orientare sexuală și teama foarte puternică cu privire la cum ar putea să reacționeze ceilalți, de multe ori pe unii dintre ei îi determină să amâne acest moment în care să recunoască deschis că au o altă orientare sexuală.
Cred că ce determină, sau unele dintre motivele care îi determină pe ei să amâne acest moment sau poate chiar să îl... ascundă pentru toți subiecții. Exact. Este exact reacția la care se așteaptă din partea celor dragi, special. Cum spuneam mai devreme, de excludere, pentru că din punct de vedere social suntem ființe sociale și atunci avem nevoie de a aparține unui grup și este foarte dificil și extrem de greu să fie exclus de către grupul de apartenență. Vorbim iar despre familie, pentru care poate fi un șoc. Ei pot trece prin mai multe faze de negare, de furie, poate chiar de respingere totală. Și așa mai departe. Vorbim și la școală și probabil aici vom vorbi un pic mai dar oricum e tot mediul social. Este de înțeles. Din punctul meu de vedere, e de înțeles reacția oamenilor care au altă orientare sexuală de a amâna sau chiar de a refuza să spună că este orientarea lor sexuală. Pentru că, repet, reacția celor din jur nu sunt poate așa cum ar avea ei nevoie, și anume de sprijin, de acceptare necondiționată, de respect, de respectarea libertății și așa mai departe, așa cum este prevăzută și în Constituția, nu? Că suntem toți egali, indiferent de. Cu privire la partea, ai spus și de oamenii, societatea în general, da? Pentru că nu suntem foarte familiarizați cu, nu știm foarte multe lucruri despre acest subiect, avem tendința, chiar am auzit de multe ori, că mi se teamă să stau cu o persoană care are o altă orientare sexuală, că aș putea să o iau și eu, aș putea să devin și eu așa. Serios? Nu vorbesc serios, da, da. Și atunci, pentru că oamenii nu știu exact ce înseamnă, nu știu, cum spuneam și mai devreme, dacă ne naștem așa sau devenim așa, nu știu exact ce presupune, nu știu, poate zbatele interioare a unei persoane care are o altă orientare sexuală și toate confuziile prin care ea trece, ne știm toate aceste aspecte, avem tendința să judecăm. Să judecăm, să arătăm cu degetul. Și nu știu dacă este ok să intru chiar niște exemple personale, pentru că am avut un prieten foarte bun, italian, care are o altă orientare sexuală și îmi povestea că a venit în România, în Cluj, și s-a simțit foarte prost pentru că era destul de feminin îmbrăcat și în atitudine și oamenii în autobuz l-arătau cu degetul, râdeau. Tot el îmi spunea că părinții lui nu știu și nici bunica lui nu știe că el are o altă orientare sexuală, inclusiv bunica îl tot întreabă când are de gând să se însoare, să-i facă nepoții. L-a întrebat cât este de greu și a spus că este foarte, foarte greu, însă își asumă acest lucru, stă foarte puțin timp acasă și și-a găsit cumva un mediu în care se simtă acceptat și se simtă ok așa cum este. Și atunci e de înțeles, cum spuneam, de ce unii oameni refuză sau chiar amână. Ce ar putea face cei care se identifică ca fiind gay? Cu cine ar putea vorbi despre asta? E o întrebare foarte, foarte bună, foarte bună, pentru că este extrem de important să caute sprijin în cercul de prieteni, în special, dacă se poate, să vorbească cu un prieten foarte bun despre ce simte și ar fi ideal să primească sprijinul de care are nevoie. Să nu uităm că sunt persoane care, chiar în zilele noastre, care au făcut publică orientarea lor sexuală, mă refer la Ricky Martin, care este doar un exemplu, sunt scriitori celebri, cum este Oscar Wilde, care a afirmat deschis că are o altă orientare sexuală, Michelangelo, Tchaikovsky și așa mai departe. Persoane care au recunoscut și și-au asumat acest lucru. Ar fi de preferat să discute cu cineva care au încredere, pentru că acest lucru i-ar ajuta foarte mult să se identifice, să-și dea seama că sunt normali, pentru că, și mă întorc poate puțin la întrebarea anterioară, hai să vedem opusul, da? Eu recunosc că sunt gay, părinții mei poate mă dau afară din casă, prietenii mei îmi spun că sunt un ciudat și că nu vor să se mai joace cu mine sau nu vor să mai stea în preajma mea, poate că persoane mai în vârstă îmi spun, mă dau la o parte că ar putea să ia de la mine ceva și atunci mă simt total izolat, mă simt total respins, poate că cred că este ceva neregulă cu mine, nu? Pentru că asta mi-arată toți din jurul meu și poate, chiar dacă eu cred că nu e ceva neregulă cu mine, că sunt ok așa cum sunt, majoritatea are mai multă forță și poate că mă confrunt cu tristețe, cu depresie, iar la o stare mai intensă poate chiar mă gândesc la suicid, pentru că ce rost mai are viața mea dacă nimeni nu mă vrea. Cu alte cuvinte, ce ar fi de preferat? Sunt foarte multe grupuri pe Facebook din care fac parte persoane LGBT și în astfel de situații oamenii se simt ok așa cum sunt, pentru că văd că nu sunt singuri. Mai sunt cazuri tratate în literatură, mai sunt filme,
Pentru că, chiar dacă spuneam mai devreme că este un subiect tabu, cu toate acestea se fac pași către o mai mare conștientizare și o mai mare creștere a toleranței către această comunitate. Și un exemplu pentru ceea ce am spus mai devreme, care susține ce am spus mai devreme, mă gândeam la referendumul care a fost acum câțiva ani, da, pentru o familie. Și se pare că rezultatele acestui referendum arată că românii nu sunt chiar așa homofobi pe cât credeam, pe cât se credea. Pe cât se credea. Ceea ce e un lucru bun. Ce ne facem în situațiile în care acei copii, pe lângă faptul că îndură traume emoționale la școală, glume proaste, agresivitate fizică, verbală, nu sunt acceptați de familia lor? Multora le teamă să vorbească cu părinții, ajungând la depresie sau chiar la sinucidere. Cum crezi că ar trebui gestionată situația sau ce s-ar putea face în această situație? Mi se pare foarte dificil, în primul rând. Mă gândesc la rolul familiei, care este acela de a proteja copilul, de a-i fi alături necondiționat, de a-l iubi și l-a accepta necondiționat. Și atunci când ai exact cea mai nevoie de, ce am spus mai devreme, de susținerea familiei tale, să nu o primești. Mi se pare, da, extrem de greu, însă mi-ar plăcea să cred că măcar în cercul de prieteni sau în cercul familial, poate o mătușă sau poate un verișor, este văzut ca fiind deschis sau pot să am încredere în el să spun ceea ce mă confrunt. Pentru că altfel, dacă nici aceste resurse nu le am în exterior, cum ai spus tu mai devreme, e foarte ușor să ajungi la depresie și la suicid. De multe ori, copiii gay sunt victimele bullying-ului. Ce poate face școala, noi, profesorii în special, ca să remediem această situație de criză? M-aș întoarce la ce am spus un pic mai devreme și anume că avem nevoie noi, la nivel de societate, să fim un pic mai deschiși către lucrurile care sunt diferite sau pe care nu le înțelegem. Avem nevoie de oarecare educație pe partea aceasta, să fim calmi, să fim deschiși, să vedem cum se vede lumea din papucii celuilalt și astfel sunt sigură că numărul de cazuri de bullying s-ar diminua considerabil. Sunt foarte multe studii, pentru că bullying-ul a căpătat o amploare foarte mare, chiar nu știu dacă și de legea bullying-ului. Da, este anul acesta, cred că a fost demarată. Ah, da, cred că știu ceva. Ok. Că pot fi sancționat copiii. Da, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun. S-a făcut un studiu care a luat în calcul care sunt principalele motive pentru care copiii fac bullying și se pare că pe primul loc, de fapt, între pe tine, care crezi că este primul aspect care îi determină pe copii să fie, adică primul aspect de care se iau copiii, primul acelalt. De aspectul fizic? Da, aspectul fizic, după care interesele, situația școlară foarte bună, situația școlară precară, religie, etnie și abia apoi, pe ultimul loc, se află orientarea sexuală. Și revenind la întrebarea ta, cred că este datoria noastră a profesorilor să lucrăm noi cu noi înșine, mai ales când avem un rol atât de important, și anume de a construi și de a șlefui caracterele celor din fața noastră. Și atunci este nevoie să lucrăm noi cu noi înșine, să fim un pic mai deschiși către ceea ce nu înțelegem sau ceea ce vedem ca fiind diferit și astfel, automat, știm ce avem de făcut. Și pot fi programe de comunicare asertivă, pot fi programe de exerciții de empatie, de a ne pune picioarele celui din fața noastră. Și cred că dacă, cum spuneam mai devreme, cred că dacă am investit foarte mult partea aceasta educațională, nu numai că se vor diminua cazurile de bullying, dar noi vom crește copii mult mai echilibrați din punct de vedere emoțional, cum spuneai și tu mai devreme, că tot spune că e nevoie să acordăm mai multă atenție. Putem să facem foarte multe și este datoria noastră să nu fim pasivi când vedem astfel de cazuri în școală, pentru că școala de multe ori este un fel de supapă pentru copii, mai ales când provin din familii dezorganizate sau familii disfuncționale. Ei au nevoie cumva să echilibreze situația. Adică, pentru că dacă eu acasă văd agresivitate între părinții mei, văd că tatăl meu este agresiv cu mama mea, văd că îi vorbește urât sau poate că o lovește, voi fi tentat să, inconștient, să copiez acest tip de comportament și să-l duc unde în altă parte, dacă nu la școală. Și spuneam că se echilibrează situația pentru că dacă eu acasă poate că sunt victima violenței, voi fi tentat, pentru a echilibra, dacă cum spuneam, să fiu și eu agresor într-o altă situație, astfel încât lucrurile să fie, să scap de această furie pe care am și aceste frustrări pe care le capăt în urma experimentării violenței. De asemenea, se spune în psihologie că orice victimă este agresor și orice agresor este victimă. Foarte... Da, astfel încât, dacă, cum să mai devreme, dacă acasă sunt agresat, adică sunt victimă,
la școală foarte posibil să fiu agresor. Și ce aș vrea să mai menționez aici este că ar fi de preferat nu numai să intervenim în cazul persoanelor care sunt un pic agresive, care sunt bully, ci și asupra persoanelor care sunt victimă. Da? Când vedem că o persoană este, că nu își apărarea, că nu pune limite, e bine să intervenim și să nu fim, să nu fim pasivi. O altă întrebare pe care vreau să-ți o adresez la Vinea este ce îi face pe unii dintre elevi să fie agresivi atât din punct de vedere fizic cât și verbal? Ok. Cred că parțial am răspuns la această întrebare mai devreme, dar aș vrea să reiau pentru că e un aspect foarte important. Spuneam mai devreme despre familii disfuncționale din care provin copiii care sunt agresivi. Citisem o chestie care mi-a plăcut foarte mult și anume că de multe ori violența este forma prin care ne arătăm suferința sufletului. Și aici aș trebui puțin detalii pentru că agresivitatea nu înseamnă numai adresa celuilalt, ci și la adresa mea. Este un principiu în psihologie care mi-e place foarte mult și care spune că niciodată un om care este fericit, care este bine cu el însuși, nu va face rău unei alte persoane. Și de aici putem trage niște concluzii. Ce ar putea să-i facă pe niște copii să nu fie fericiți, să nu fie ok? Și asta întreb pe tine. Ce e primul lucru care îți vine în minte? Când nu am ceva și îmi doresc acel lucru și ceilalți îl au. Ok, da. Eu eram nefericit adică când frustrări. Luam de mici. Bun. Deci, practic, gestionarea potrivită a frustrărilor, da, așa este, este una dintre concluzii. De asemenea, spuneam mai devreme despre importanța unei familii funcționale, și mai mult decât funcționale, unei familii care să susțină și să accepte, să iubească necondiționat copilul, să-l protejeze și să îi fie alături orice ar face și orice s-ar întâmpla. Pe lângă familie, aș mai spune și este o dorință foarte mare de afiliere, de a face parte dintr-un grup și de multe ori cedăm influenței grupului și facem lucruri pe care, mă, normal, nu le-am face. Astfel încât dacă vreau să intru neapărat într-un grup în care valoarea acelui grup este violența și vreau neapărat să fiu acolo, voi ceda acestei presiuni și voi deveni și eu violent dacă asta este nevoie să fac pentru a fi acceptat de grup. Ok, spuneam de partea familială, spuneam de partea socială și de partea personală, frustrările personale pe care cu toții le avem, însă din păcate școala nu ne învață ce să facem cu ele și cum să le gestionăm într-un mod benefic. Atât pentru mine, cât și pentru cei din jur. Ce aș vrea să mai adaug aici este că, de multe ori, problemele pe care le vedem în comportamentul copiilor, acestea sunt o oglindă a disfuncționalităților din familie. Și, de multe ori, copiii vor imita comportamentul părinților, al rudelor, al bunicilor și al persoanelor care au autoritate, îl vor duce în mediul școlar, mediul social și așa mai departe. Nu în ultimul rând, tot în familie învățăm foarte mult cum să ne comportăm. Și dacă în familie mi se spune că pentru a fi puternic trebuie să fiu agresor, atunci o voi face, cu siguranță. Pentru că este o valoare a familiei mele, pentru că este familia mea, aparțin familiei mele și atunci mi se pare firesc, mi se pare normal să mă comport în acest fel. Și am ajuns și la ultima întrebare din această discuție. Ce ar putea face cei care sunt victime ale bullying-ului? O întrebare foarte bună și aceasta, desigur. În primul rând, este nevoie să știm atunci când suntem victime ale bullying-ului, adică să știm care sunt caracteristicile acestui tip de comportament și mai ales să cerem ajutor. Pentru că, din păcate, foarte multe studii arată că un sfert dintre copiii la nivel mondial sunt bullied, da? Este un număr foarte, foarte mare și se pare că cel mai des acest lucru se întâmplă în timpul recreațiilor și nu în timpul liber. Ceea ce este puțin, cred că ridică și semne de întrebare. Însă m-aș întoarce la ce am spus mai devreme, nevoia de a recunoaște acest tip de comportament pentru a putea lua măsuri, pentru a pune niște limite, ci mai ales să ceară ajutor. Ajutor din partea cui? Din partea unui adult. Din partea unui adult care prezintă încredere, cu care mă simt în siguranță și la care știu că pot să apelez fără nicio problemă. Ar fi de preferat, asta spun și copiilor la școală, chiar dacă se întâmplă un astfel de caz și nu este niciun profesor în preajmă, nu este ok să observe, să fie martor la acest lucru, pentru că și aici, chiar dacă nu pare, prin faptul că nu luăm o decizie și atunci luăm o decizie, da? Prin faptul că, ok, nu mă bag, nu stau deoparte, cumva validez sau mă poziționez oarecum în tabăra agresorului. Așa că, iar și chiar dacă sunt copil, e ok să iau măsuri și să nu permit
nici unei persoane să fie bully, nici unei persoane să fie victimă. Și cred că ce ar vrea să mai spun aici este că, încă o dată, școala are un rol foarte, foarte, foarte important să ne învețe și să atragă atenția asupra ce este ok să se întâmple și ce nu este ok să se întâmple și mai departe să colaboreze cu familia, pentru că avem în centrul educației copilul. Suntem toți în aceeași tabără, că tot spuneam de tabere mai devreme. Și de asemenea să pună limite, să spună pe un ton foarte calm și ferm că nu este ok să facă acest lucru persoana respectivă. Efectiv, nu este ok. Da, pe un ton ferm, asumat, să pună limite. Și în acest fel, comportamentul celui din fața noastră, ce înseamnă de fapt limitele? Ce crezi că înseamnă limite? Când eu pun limite în comportamentul cu tine. Să știu până unde pot să merg, lume să fac sau ce subiecte să abordez. Care este granița prin care tu ești safe și eu sunt safe? Tu ești ok și eu sunt ok. Am înțeles. Foarte, foarte interesantă discuția. Îți mulțumesc mult că ai acceptat să discutăm despre acest subiect sensibil. Mulțumesc. Sper și eu să nu ne atragem antipatii după curajos acest oricum subiectul. Foarte curajos. Și necesar, cred. De-aia am și ales, luat această decizie să facem, să vorbim despre această temă. Intenția noastră nu este să impunem un mod de a gândi. Încercăm doar să tragem un semnal de alarmă, să atragem atenția că unele probleme merită mai multă atenție și o cercetare serioasă a cazului. Nu să judecăm și să ne impunem punctele de vedere neargumentate doar pentru că așa ne place nouă sau pentru că așa credem noi că este ok. Exact. Florentina, aș vrea să-ți mulțumesc și eu pentru această invitație și pentru, spuneam mai devreme, este un subiect curajos din punctul meu de vedere. Sunt sigură că acest material va fi util persoanelor care sunt interesate de această temă și m-aș bucura foarte mult să rămâneți chiar și cu un singur lucru pe care să-l aplicați atunci când sunteți martori sau vă aflați într-una dintre taberele, fie de agresori sau victime, fie de poate cu altă orientare sexuală decât a celorlalți. M-aș bucura foarte, foarte mult ca fiecare să-și ia un singur lucru din tot ce am vorbit până acum despre ce ar putea să facă diferit în comportamentul lui, ce ar putea să facă diferit în mediul în care se află. Și este minunat. Cred că și-a atins obiectivul. Da, da, da. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Ne revedem data viitoare cu un alt vlog. Sper că v-a fost util. Lavinia este o carte deschisă și cred că oricând putem să apelăm cu încredere la ea, la cunoștințele ei, la aptitudinile ei, la tot ce ține de Lavinia, pentru că eu chiar sunt mândru că te cunosc și că îmi ești prietenă și că suntem colegi. Cam atât pentru astăzi. La revedere, zi frumoasă să aveți! La revedere!